părere aveți despre războiul din Ucraina? Apar vopros. Ce aveți în gând și... Ce părere aveți despre... Nu vrem război. Sigur că nimeni nu dorește război. Dar și părere, rău că ea că nu se pot împaca. Mai bine s-ar împăcat și bine să trăim cum am trăit înainte. Dar nu cum am iaie. Să-i bat, să ușit, să împușcă, să... Iacă deși. Fiind vecini cu Ucraina, suferă și Republica Moldova, da, din punct de vedere economic. Da, da, da. Și ar fi bine să susținem poporul ucrainean. Cum o scrisoare pe care o trimitem către Rada Supremă? Cum înainte a fost? Ia uite, nici el la Ucraina. Ucrainienii veneau la noi. Iacă așa se șibă, dar ce ți-au făcut am, nu știu. Avem o scrisoare pe care o trimitem către Rada Supremă și dorim să susținem poporul ucrainean moral. Vă scriu de Republica Moldova să susțin lupta Ucrainei pentru... Lasă și bă, că nu o să ne-am o nemire scătură. Sigur că acolo pace la noi pace. Dar nu sigur acolo. Păi și ne-am urmă dumneavoastră de acolo ce povestesc. Da, ce povestesc? Ia ca fug săraș, copii, fug bancași și duc o leacă acolo, să duc, au familie, au gospodărie. Sora mea chiar tot e Ucraina acolo, dar mai bine. Vă citesc ce scrie în scrisoarea asta. Vă scriu din Republica Moldova să susțin lupta Ucrainei pentru independență și suveranitate contra ocupației și dictaturii rusești. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru ei și acordă un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Republica Moldova fiind aproape. Da. Nu știm unde poate să ajungă rusul. Dar și noi drept. Ei și rusul ăsta nu s-a stâmpără, Doamne, mai iartă. Ei au ajuns foarte aproape. Da, da, de-am în pași, de-am în pușcă, de-am în bun. Da, dar acum ucrainienii țin piept ca războiul să nu ajungă aici. Este născut militar și trebuie să-i susținem. Clar lucru. Recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimeea, Donețcul, Luganskul și Zaporojul. De exemplu, noi avem Transnistria care a fost cândva la fel aceeași problemă. După Andreu, ce părere aveți despre războiul în Ucraina? Să auziți despre el? Am o părere că îmi pare rău că moare lumea civilă, care nu suferă. Dar toți parlamentarii, ca și la noi și ca peste locul, suntem toți înjunghiați în fața lor. Dar asta, am fost păcălit de când s-a terminat Soyuzul. Mi-au dat niște bonuri, nu ne-am mai putut, le-am dat unde le-am bată, nu ne-am folosit. Dar noi am rămas cam sărași, cu pensii de 3 capeci, care am lucrat și am dat eu bani la stat, dar m-am ales cu 1800. Și sunteți de acord că poporul rus v-a dat poporul ucrainean? Da, dar cum nu sunt de acord? Cum nu sunt de acord? Măcar că fișorul meu e la ruș. Dar asta, că sunt prăștit, lumea ne-a împrăștit pe noi moldoveni prin toate țările. Și tata meu, nu știu, chiar e ucrainean și rudine și e cam deoparte, nici nu știu, dar cele de la Mariupol care ne-au povestit Verișoara și e foarte grav și se întâmplă. Dar ei, da, mă știți, poporul se pșine, n-ar și numai și vă pași. Să nu mai să nu și pe război. Și cum e asta? Rudele despre care spuneți că se află în Ucraina, ce vă spun ei despre acest război? Despre ceea ce se petrece la fața locului? Nu spune că acolo că e ca ucrainene ușit, că e ca chiar asta ea. Cum credeți cum se va termina acest război? Cum? Doar numai dacă Putin a oprit. Și credeți că el o să meargă la negocieri și o să negocieze, o să cedeze? Nu știu cum ați și vă, dacă după cum am văzut pe internet, tot Siberia s-a ridicat. Aveți în vedere că se fac foarte multe mitiguri în Rusia, da, și o să facă, dar tot asta o să crească într-un război civil și o să fie presată politica din Rusia ca să cedeze? Nu pot spun nimic despre asta, fiindcă nu știu ce așa. Pentru că, într-adevăr, de exemplu, în Sankt Petersburg sunt foarte multe orașe, mai ales cele mari, orașele de milioane de populație. Acolo, nu prea ies, că suntem, fiindcă fiecare suntem de pielea lui.